6. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, tot orice faptă bună și orice laudă, aceea să ne însuflețească. Ce ați învățat, ce ați primit și auzit de la mine și ce ați văzut în mine, faceți și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Am avut o mare bucurie, Domnul, că în sfârșit ați putut să vă înnoiți iarăși simțămintele voastre față de mine. Vă gândeați voi la așa ceva, dar vă lipsea prilejul. Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele, căci m-am deprins să fiu mulțumit în starea în care mă găsesc. Știu să trăiesc merit și știu să trăiesc și în belșug. În totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și plământ, să fiu în belșug și să fiu în lipsă. Pot totul în Hristos care mă întărește. Dar bine ați făcut că ați luat parte la strâmtorarea mea. Știți voi înși vă, filipenilor, că la începutul Evangheliei, când am plecat din Macedonia, nicio biserică n-a avut legătură cu mine în ce privește darea și primirea afară de voi. Căci mi-a trimis în Tesalonic odată și chiar de două ori ceva pentru nevoile mele. Nu că umplu după dar, dimpotrivă, umplu după câștigul care prisosește în folosul vostru. Am de toate. Și vreau să fac o paranteză aici. O primit fratele Pavel un coleg de la Filiste, de la Filipeni. Un coleg, un ajutor. Și să vedeți ce exprimă el și ce spune. Sunt bogat, zice. Și noi nu știu cu cine ne comparăm ca să putem fi nemulțumiți, zic așa. Dar aici ascultați ce spune Pavel. Am de toate. Sunt în belșug. Sunt bogat de când am primit prin Epafrodit ce mi-a trimis. Un miros de bună mireasmă, o jertfă bine primită și plăcută lui Dumnezeu. Și Dumnezeul meu să îngrijească și de toate trebuințele voastre după bogăția sa în slavă în Iisus Hristos. A lui Dumnezeu și Tatăl nostru să fie slava vecii vecilor. Amin. Și vreau să citesc și celelalte versete, că sunt așa de frumoase și de, se repetă de mai multe ori. Și vă doresc și eu, așa cum citim, sănătate. E extraordinar să ai sănătate în trup, dar să ai și în suflet și în viața de credință, să fim sănătoși în credință, slăvit să fie Dumnezeu. Spuneți sănătate fiecărui sfânt în Hristos Iisus. Frații care sunt cu mine, vă trimeți sănătate. Toți sfinții vă trimit sănătate, mai ales și din casa Cezarului. Harul Domnului Iisus Hristos să fie cu voi, cu toți. Amin. Vă invit să vă reașezați. Yeah.
făcut. Atâtea drumuri bătucite pe care le duceți mereu, picioarele preostenite ce le-au uitat pe Dumnezeu. Unde s-a rucinat să lume greutele de mare preț, în prima ce lume curată este tratată cu dispreț? Unde s-a ieșit cu veste bună și ce pământ s-o altoiești? Când de atâta căutare ai început să obosești, semănător de mântuire, nu te lăsa descurajat, privind înfiorat ca pe cea ce-a urmărit de păcat. Privește la Iisus într-una, la marele semănător, că nu l-a venit furtuna și a semănat încrezător. Tu însuși fii un bun pământ, este lenit de orice rău, plin de lături în iubire, golit de neînțumitor. Nu căuta onoarea lumii, nu aștepta să fii iubit, că și mântuitorul nostru a fost culit și răstignit. Tu seamănă-ți în pace cu mine, acesta este rostul tău. Se va griji de celelalte prea înțeleptul Dumnezeu. Amin. Amin. Mă bucur că sunt cu dumneavoastră, datorită îndurării de Dumnezeu, că El vrea să slăbie. Și eu cred că și datorită rugăciunilor dumneavoastră, pe care Domnul v-a pus pe inimă ca să vă rugați în temporarea prin care am trecut, tot Domnul i-a dus slavă și mulțumesc că v-a pus pe inimă și am mai învățat în colecție, dar sigur lupta este a noastră, nu trebuie să slăbim, trebuie să ne luptăm, Domnul e cu noi, dar ne-a mai dat Dumnezeu o putere și aceea sunt rugăciunile dumneavoastră. Deci învățați și dumneavoastră, ne luptăm, Domnul e cu noi, dar nu suntem singuri și frații sunt cu noi. Haideți să rămână cel rău de rușine atunci când parcă ne vedem singuri și sigur El aduce asta și ne șoptește că suntem singuri în luptele noastre, până când, cum va fi. Haideți să spune că suntem mai mulți, nu suntem singuri în lupta aceasta. Haideți să-i punem înainte că și frații noștri sunt cu noi. Și împreună vom fi mai mult decât biruitori, slăviți să fie Domnul. Hai să ne susținem în rugăciune, hai să sărim imediat atunci când oricare dintre noi trece prin necazuri și prin încercări. Și Domnul ne va da biruință, va vedea Domnul asta că simțim unul pentru altul și va lucra Dumnezeu așa cum știe El. Noi nu facem altceva decât să îl ridicăm pe Dumnezeu sus atunci când suntem în strântorare și în necazuri. Și toți împreună să facem aceasta. Rugăm pe Dumnezeu și ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze așa cum știe El. Atunci când un frate, o soră, o familie trece prin încercare. Să îl ridicăm pe Dumnezeu și să lucreze Dumnezeu așa cum știe El. Noi nu facem prin rugăciunile noastre, nu îi punem voia noastră înaintea lui Dumnezeu, ci ne credințăm în mâna Lui, ca El să lucreze așa cum știe El. Prin rugăciunile noastre ne va păzi Dumnezeu de tot ce știe că trebuie să ne păzească, prin ce vom trece, vom ști că cu noi ne va întări inimile, gândurile și așa vom ieși mai mult decât biruitori. Slăviți să fie Domnul! Deci cu nădejdea asta și cu încrederea asta să așteptăm încercările care vor veni peste noi. Că vor veni încercări. Eu am o vorbă care o spun multora. Încă n-am ajuns acasă. Încă n-am ajuns acolo unde nu va mai fi lacrimă, cum spune cartea, și nu va mai fi nicio durere. Și Domnul să ne ajute să trecem prin acestea. Pentru că spune acolo că El va șterge orice lacrimă. Dar dacă te-ai întors înapoi, mi-a venit în mintea și în inima mea două lucruri care trebuie să facem. Sau un lucru și să, în două feluri, putem să ne oprim din alergarea aceasta care ne așteaptă. Una, că ne prea greu, care vine, cum am spus, și de la cel rău și e mai mult fără credință și cu ochii aceștia firești, că e prea greu, și una, că e prea bine. Ori una, ori alta ne poate face să ne oprim din alergarea aceasta care ne-a chemat Dumnezeu. Că e prea greu, că e crucea aceasta care ne-a lăsat-o Domnul și ne-a chemat să trecem pe fiecare.
și ne-a dat-o ca să o purtăm aici, credința aceasta care trebuie să ne întărească și tot ceea ce vrea Dumnezeu să fim și să avem. Domnul să ne ajute să nu ne oprim când e greu. N-am ajuns încă acasă ca să ne oprim. Nu am pornit cu Dumnezeu să ne oprim din alergarea noastră. Orice ar fi, ne ținem de El, Domnul să ne ajute. Și apoi binele. Și apoi binele. Poporul Israel a intrat în țara promisă și a uitat că Dumnezeu le-a fost bine și s-a semințit, s-a mândrit. Și apoi numai când dădeau de greu, iar alergau și când îi izbăvea Dumnezeu, iar uitau. Nu așa ne vrea Dumnezeu. Fie greu, fie bine, noi mulțumim lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute la asta. Avem exemplul lui Iov. Nu și-au pus încredere în acestea de aici, au zis, ca și noi astăzi, e o vreme de belșug, am de toate, dar au știut că-s trecătoare. Și-au putut să spună, Domnul a dat, Domnul a luat. Oare noi vom putea spune atunci când va veni strântorarea, după binele acestea care le avem acum? Domnul a dat, a fost o vreme de belșug, dar Doamne, nu ne oprim din alergarea noastră. Nu asta e scopul nostru. Nu asta e ținta noastră. Toate lucrurile care ne așteaptă sunt dincolo la Dumnezeu, slăvit să fie El. Avem în El totul. Cum au putut să spună unii, așa cum am auzit de Apostolul Pavel, sunt bogat. Bogat în bătăi, bogat în lanțuri, bogat în prigonii. Dar au fost întărit de Dumnezeu să treacă prin toate, slăvit să fie Doamne. Au știut că tot ce vine în viața lui, cu trebuie să știm și noi, e un dar de la Dumnezeu. Domnul a dat, Domnul a luat. Oare atunci cred că vine nemulțumirea, când crezi că ai tu ceva, că de la tine le-ai primit, că prin puterea ta le-ai primit, prin iscusința ta le-ai primit, le meriți. Dar dacă întorci pagina și recunoști că totul vine de la Dumnezeu, că nu ți se cuvine nimic, e un dar de la Dumnezeu, atunci poți să te bucuri. Apostolul Pavel a fost așa și Domnul Iisus Hristos a fost așa, a nădăjduit în Dumnezeu, orice dar bun vine de la Dumnezeu. Și orice dar desăvârșim. Dacă ne-a dat Domnul pace în țara noastră, mulțumim lui Dumnezeu. Amin. Dacă ne-a dat Domnul tot ce avem, avem hrană din belșug pe alese, avem îmbrăcăminte, tot Apostolul Pavel a spus în lipsă de acestea. Dar apoi, eu nu știu să spună și să ne spună și nouă, bucurați-vă totdeauna în Domnul. Domnul o da. Nu ni se cuvine, da. Ni le-ai dat acum, să mulțumim pentru ele. Dar dacă îți vei trage tu mâna, vom putea să continuăm alergarea noastră, așa cum am spus. Dar vom putea, pentru că privim înainte la ce-a pregătit Dumnezeu pentru noi. Și întăriți de Dumnezeu, vom trece și prin strântorare. Și Domnul să ne ajute să fim uniți. Rămâi la gândul acesta, să învățăm în încercările acestea să fim uniți. Este prilejul care le-a făcut Dumnezeu și sfatele care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, când auzim de un frate, de o soră, de o familie. Hai să nu ne pietrim, hai să simțim, hai să știm că vine rândul nostru. Poate încă nu a venit, sau poate am trecut pe aici, nu s-au terminat încercările. Hai să simțim unii cu alții. Astăzi sunt frații, mâine vom fi noi. Hai să nu ne oprim din alergarea noastră. Domnul să ne ajute și să fie cu noi. Încă un îndemn, pentru că suntem mai mulți la Cuvântul lui Dumnezeu. Pune aici, în textul care a fost citit, și-am mai repetat și de altă dată, poate. Și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Nu lăsăm niciun rău peste noi să ne stăpânească. Nu ce vine să lovească în noi este ceva, ci ce vine să locuiască în noi poate fi ori bun, ori rău. Deci nu ce vine să lovească trupul nostru din afară, este ceva, ci ceea ce stăpânește peste noi.
Înțelegeți pacea lui Dumnezeu care trece orice pricepere, vă va păzi. Dacă domnește peste mintea noastră gândul lui Hristos, este bine. Gândul lui Hristos, o minte bună, o minte, o frică de Dumnezeu, tot ce vine de sus și inima noastră la fel. Să nu lăsăm îndoială, să nu lăsăm teamă cu asta măsură. Și închei tot așa cum am început și am subliniat așa de mult astăzi. Și Apostolul Pavel spunea, atâtea suferinți, parcă spunea, dar mai zicea el, ne veți ajuta și voi cu rugăciunile voastre. Amin. Amin. Un copil, dar am și eu lumea, nu știu ce ne sunt și pot rău mă întreb de unde vin și cine m-a creat așa frumos. Să cresc și să-mi floresc.
Despre noi, despre oamenii de credință. Și
stăteam și mă gândeam, așa, fratele Marcu, că cândva era pocăință un pic mai caldă, adică înainte de revoluție. Și era mai caldă și zice, oamenii nu aveau confortul care l-au astăzi. Simțeau nevoie de Dumnezeu mult mai aproape, aveau nevoie de Dumnezeu și era o relație mai strânsă cu Dumnezeu. Astăzi, când de multe ori ziceam și noi, chiar din Carmenzal, și am auzit oamenii care spuneau cu mânurile mele, mi-am făcut casa, mi-am luat mașina, parcă îl scoatem pe Dumnezeu din ecuație și acum, sigur, că nu mai avem la cine să mulțumim. Mulțumim nouă ori. Aș vrea să avem o inimă de fiecare zi mulțumitoare de Dumnezeu. Să ne dea Domnul o inimă. Amin. Dar când cerem asta de lucruri, trebuie să ne credim că Dumnezeu ne poate face să ne ducă acolo și este bine dacă o face. Chiar dacă de multe ori nu ne place. Să înțelegem că suntem dependenți de Slăvistă. Amin. O astfel de inimă să ne dea Domnul ca o zi de mulțumire să fie o încurunare a unui vieți de mulțumire. Amin. Îmi place mult textul care s-a citit și Pavel spunea, nu vă îngrijorați de nimic. Am stat și m-am gândit, ultima dată când am întâlnit un om care să aibă o inimă mulțumitoare. Și discutam odată cu un coleg de muncă, și zicea el, exact ce era și în asentimentul meu. Mă, niciodată nu a fost așa bine ca așa mult. Și așa cum ziceam și frață, și ziceam și noi la mulți, sunt acolo păzâți, avem pace în țară, avem confort, avem căs, avem servicii. Iată ca de bine. Mă, dar nu trecut un pic și vine, băi, trebuie să schimbăm câteodată în țara asta. Eu vinit și să râd. Și am spus, mă, ce să schimbăm? Să schimbăm pacea cu războiul? Să schimbăm confortul cu foamea? Cu sărăcia? Ce să schimbăm? Dacă schimbi, trebuie întotdeauna să te gândești când schimbi. Dacă ai ceva bun, să pui în loc ceva și mai bun. Lui să fie tot. Amin. Întotdeauna este loc de mai bine. Și Domnul să ne ajute să înțelegem. Amin. Amin. Dar când te vezi dependent de Dumnezeu, atunci vezi să ai o stare de mulțumire. Și zice că Dumnezeu este Cel ce poartă de grijă. Amin. Când vezi că tu nu poți, tu știi că El poate, Domnul Filip. Amin. Amin. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cea de plevoste la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cerere cu mulțumire. Asta înseamnă credință. Fără credință n-ai nicio șansă. Asta înseamnă să crezi că El, într-adevăr, te ajută. Slăviți să fie Domnul. Amin. Ai nevoie, ai o problemă, vii cu ea înaintea Domnului, zice rugăciuni și cere, pentru problemele care le ai însoțite cu mulțumire. De ce mulțumire? Pentru că tu crezi că El o să-ți rezolve problema. Și tu deja accepti modul în care El o să-ți rezolve problema. Aici mai avem o problemă. De multe ori n-acceptăm ceea ce Dumnezeu pregătește. Dar să știți că El întotdeauna, întotdeauna, este acolo să ne rezolve problemele. Domnul să ne ajute să le accept, să acceptăm voia Lui, slăviți să fie Domnul. Și versetul 9, îmi place iar mult, zice Scriptura, ce ați învățat, spune Pavel, ce ați primit și auzit de la mine. Pentru că Pavel a fost omul care a putut să spună călcați pe urmele mele, că și eu calc pe urmele Domnului. Amin. Deci când ne uităm la Pavel, la viața lui, ne uităm la Iisus Hristos, la viața Domnului Iisus Hristos, zice ce ați primit și auzit de la mine și ce ați văzut în mine.
faceți. Adică să facem și noi. Și avem aici o făgăduință extraordinară, care nu vine doar de la Pavel, ci vine de la Duhul Sfânt, care a scris cuvintele astea. Și Dumnezeu păcii va fi cu voi. Vreți să fie Domnul cu voi? Amin. Citiți cuvântul ăsta și luați-l ca un motto în viața voastră. Sigur că trăim într-o lume de nemulțumit. E la alație. N-aș vrea să fim oameni care vinim și zicem, facem o să ne mulțumim. Mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Și ieșim afară, suntem nemulțumiți de pensii, nemulțumiți de salarii, nemulțumiți de primar, nemulțumiți de guvern, nemulțumiți de președinte, nemulțumiți de copii, nemulțumiți de tăite. Că ar suna fals. Mulțumirea noastră. Să fim niște oameni care să creadă într-o adevărat că Dumnezeu să îngrijește toată. Acceptăm voia Lui. Cineva zicea, hai să ne rugăm. Avem o discuție, e foarte casă. Să ne rugăm și Dumnezeu să ne dea președinte, bursă. Și a zis, înainte de a te ruga, ceea ce Scriptura. Dumnezeu dă conducător cum? Știți? După inima poporului. Înainte de a te ruga, cercetează-ți inima. Eu vreau ca Dumnezeu să-mi dea conducător bun, dar eu am o inimă. Înainte de orice trebuie să rupi la inima ta. Și Dumnezeu, așa cum a promis aici, va fi cu tine. Să ai conducătorii aceia care Dumnezeu ți-i dă pe măsură inimii tale. Domnul să fie binecuvântat. Amin. Să ne cercetăm sufletele, inimile, să adoptăm o viață de mulțumire. Asta se învață, să știți. Nu ne-am născut. Asta trebuie să o învățăm. Trebuie să luptăm. Să te lupți când simți că ești nebrinățit. Să te lupți să poți să treci peste lucrul ăla și să-i mulțumești lui Dumnezeu ca pentru un test. Să iei testul. Așa cum o lua eu. Să citeam despre eu. Slăviți să fie Domnul. Domnul ne ajută. Domnul ne este o îndărâmă. Dacă v-aș da și eu niște motive de mulțumire, aș zice să-i mulțumim lui Dumnezeu Tatăl pentru că de-o dată Hristos Domnul. Amin. Să-i mulțumim Domnului Iisus că a acceptat să vie în lumea noastră. Mulțumim. Să se dezbrace de slava cerească. De tot confortul care l-avea acolo. Să vie la durere, la suferință și să urmăm pilda asta. Domnul să ne vine cu mintea. Că Biblia zice că suntem moștenitori și vom moșteni împreună cu El dacă astăzi suferim împreună cu El. Și nu o suferință de vaide și de nemulțumire. Și să, în toate lucrurile, să mergem. Și să trece mulțumitor. Să vadă și de afară lumina Domnului cu viețile noastre. Slavă! Binecuvântat să fie Domnul. Să mulțumim Duhului Sfânt care întotdeauna este la dispoziție și în soție ca să putem duce o astfel de viață. Slăviți să fie Domnul. Rămân cam la aceste cuvinte, Domnul să fie binecuvântat cu Dumnezeu cu familie. Amin. Domnul să fie binecuvântat. Divina voce albastră, voce și prinde bucurii.
Yeah.
Continuăm să binecuvântăm numele Domnului. În slujirea pe care o facem și în împărtășirea pe care o avem în casa Domnului dimineața aceasta. Încă de dimineața, de la început, am cunoscut că Dumnezeu ne binecuvintează. Suntem în casa Domnului, vorbim despre mulțumire, căutăm să ne învățăm. Spunea frate de Dumnezeu, căci mulțumirea se învață. Spunea Apostolul Pavel în textul citit de fratele Dănuț că și-au înnoit simțămintele filipenii față de Pavel. Noi căutăm să ne înnoim simțămintele în lucrarea aceasta a recunoștinței și a mulțumirii înaintea lui Dumnezeu. Și mi-am adus aminte de o cântare, care o cântam când eram copil, se mai cântă mai rar. Dacă aș avea eu limbi, o mie și mii de buze să rostesc, pe tonul mii o armonie spre slava celui Sfânt în veci, i-aș mulțumi. Deci a făcut cu mine Fiul cel Pierdut. După puterea pe care Dumnezeu ne-o dată, cu cuvintele pe care Dumnezeu ne le dă, cu vocabularul pe care Dumnezeu ne-o înzestrat, aduce mulțumirea lui Dumnezeu. Amin. Așa cum se spunea până aici, în primul rând, privind în sus, înspre Dumnezeu, având inima plină de mulțumire că Dumnezeu ne este Tată. Amin. Stăm, frați și surori, de dimineață la un ospăț în casa Domnului. Copiii au cântat despre mulțumire. Biserica întreagă s-a închinat cu cuvinte de mulțumire înaintea Domnului. S-a vorbit despre mulțumire. Inima noastră primește cântul acesta și cartea Proverbelor spune că cine are mulțumire în inima lui, are un ospăț necurmat în inima. Slăvit să fie Domnul pentru binecuvântări duhovnicești, pentru darurile care ne le-au pus înaintea inimii noastre, suntem la un ospăț în dimineața aceasta. Dacă se spune că rugăciunea deschide cerul, apoi, frații mei, rugăciunea însoțită de mulțumiri, cu adevărat, găsește o ușă deschisă în cerul. Spunea Domnul Iisus Hristos, plăcerea Dumnezeirii nu este alta decât să vină să stea la părtășie cu omul pe care Dumnezeu l-a creat și l-a salvat, cu inima noastră. Iată, eu stau la ușă și bat, spunea Domnul Iisus prin Apocalipsa. Dacă este o inimă care pricepe bătaia pe care eu o aduc, dacă este o inimă care pricepe glasul meu și deschide ușa, voi intra la el. Voi cina cu el și el cu mine. Frați și surori, binecuvântat să fie Domnul că stăm la masa Domnului dimineața aceasta. Psalmistul David în Psalmul 23, citit joi seara, spunea, Doamne, așa mă bucur că ești păstorul meu cel bun. Am și pășun verzi, am și ape de odihnă, dar mai mult, când toți vrăjmașii mei stau împotriva mea, pregătindu-și arcul și săgeata să lovească împotriva mea, așa de mare e puterea ta care mă protejește, că întinzi masa în fața vrăjmașilor mei. Și n-au putere să-mi facă niciun rău. Eu și cu tine stăm la masă. Și vrăjmașii doar sunt uimiți și privesc minunea pe care tu o faci în viața mea. Fraților, Dumnezeu să fie slăvit, spuneam, privim în sus și mulțumim că Dumnezeu ne este Tată. S-a acceptat lucrul acesta, dar este un mare adevăr. M-am gândit, dacă mi-am fi născut în India, sau în Africa, sau știu eu ce țări care se închină la pietre, se închină la chipuri cioplite, se închină la animale și zic că ăia sunt Dumnezeii lor. Sute, mii de Dumnezeu pe care nici ei nu știu și nu-i cunosc. Dumnezeu ne-a dat harul să ne naștem aici. În țara aceasta care au auzit Evanghelia, au primit Evanghelia. În familii care au primit Evanghelia și mi-a fost transmisă mai departe. Și am cunoscut prin Evanghelie, prin Cuvântul lui Dumnezeu, că Dumnezeu ne este Tată. Slăvit să fie numele. Lui ne închinăm cu bucurie și Lui aduce mulțumiri în dimineața aceasta. Spunea David în Psalmul 26, cuvinte așa de frumoase. Îmi spăl mâinile nedinovăție, spunea David. Înconjur altarul tău, vin la închinare, ca să izbucnesc în strigăte de mulțumire, Doamne, că mă prezint înaintea Ta. O inimă încărcată de mulțumire și David abia aștepta să intre în casa Domnului, să strige, Doamne, îți mulțumesc!
Dă-i Domnul glas de felul acesta bisericii și creștinilor în vremea aceasta. Mulțumim că Domnul Iisus Hristos ne este Mântuitor. Accentuez faptul acesta. Nu e un lucru ușor de trecut cu vederea, frații mei. David, Pavel spunea în Epistola către Corinteni, mulțumirii lui Dumnezeu pentru darul lui nespus de mare, adică pentru Domnul Iisus Hristos. Ne uităm la darurile pe care poate ni le facem unii altora. Ne uităm la ce izbesc ochii. Ne uităm la lucrurile palpabile, ce ținem în mâini. Și Pavel spune, fraților, ne uităm în sus. Și mulțumim lui Dumnezeu Tatăl pentru darul lui nespus de mare, pentru Domnul Iisus Hristos. Binecuvântat să-i fie numele Lui veci. Și mulțumim pentru cuvântul Scripturii. Și mulțumim, fraților, pentru Duhul Sfânt, cum spunea fratele Nelu. A mulțumit pentru familie. Un gând frumos. Dumnezeu binecuvinteze copiii bisericii. Amin. Dumnezeu binecuvinteze părinții. Amin. Dumnezeu binecuvinteze bătrânii din adunare. Amin. Avem așa puțin bătrâni care au rămas încă de la început. Generația părinților noștri se rărește, se duc. Dumnezeu să binecuvinteze pe cei ce au rămas. Amin. Și Evanghelia transmisă și gândul slujit înaintea lui Dumnezeu să fie înrădăcinat în tinerii care vin. Amin. Psalmul 110 spune așa frumos, tineretul tău vine la tine ca o prospețime, un zel în închinare. Dumnezeu să îi facă pe cei tineri slujitori în casa Domnului. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru copii, pentru tineri, pentru bătrânii din adunare. Să mulțumim Domnului pentru biserica în care Dumnezeu ne-a așezat. Eu mulțumesc Domnului pentru dumneavoastră, pentru frați, pentru surori. Mulțumesc Domnului pentru familiile din Romita care vin împreună cu noi și slujirea e mai întregită, mai frumoasă împreună cu ei. Dumnezeu să-i binecuvânteze. Mulțumim Domnului pentru frații slujitori din casa Domnului. Aducem slavă lui Dumnezeu pentru fiecare ungere pe care Duhul Sfânt o aduce peste inimile noastre. Amin. Ca să slujim cu scumpătate înaintea Domnului. Fraților, stai în mulțumire înaintea Domnului și se spunea și accentuez faptul acesta, nu privind la mâinile tale, nu privind la înțelepciunea ta, nu privind la meritele tale. Mulțumire înseamnă recunoaștere înaintea lui Dumnezeu că ești dependent de El. Amin. Mulțumire înseamnă să privești în sus întotdeauna și să vezi că numai harul tău mă ține când te mai o cântare. Fiecare pas pe care îl facem e harul lui Dumnezeu. Fiecare lucru pe care îl ai în casa ta și în viața ta e harul lui Dumnezeu. Fiecare binecuvântare din cămara ta e harul lui Dumnezeu. Amin. Și pentru acestea, fraților, în ziua de astăzi, aduce mulțumire lui Dumnezeu. A citit în istoria mulțumirii cum a început de la poporul american și apoi s-a extins, dar am fost uimit de gestul pe care l-a făcut o mână de oameni pe 1600 și ceva. Când am ajuns pe coasta Americii din Europa, erau 100 și până în 110 de oameni. În primul an, 44 dintre ei au murit. Condiții vitrege. Nu cunoștea nimic acolo. Pământ vitreg. Și au ajuns să se hrănească cu 5 boabe de porumb pe zi. Le-au numărat și au făcut rație ca să le ajungă. Atâta cât au mai rămas. Au venit o corabie din Europa și le-au dus grâne, le-au dus porumb și au fost salvați. Au semănat apoi pământul și în primul an după ce au semănat, Dumnezeu le-a dat un rod așa bogat, încât i-a făcut pe mâna aceasta de oameni 3 zile să stea înaintea lui Dumnezeu și să mulțumească lui Dumnezeu. Pentru că iată, Dumnezeu s-a arătat binevoitor și a îngrijit de ei. Mulțumire înseamnă să vezi providența lui Dumnezeu. Amin. Dependența de mâna lui Dumnezeu. Amin. Și să-i mulțumești lui Dumnezeu. Știi când vezi mai bine lucrul acesta, fratele mei? Când îți lipsesc. Când nu le ai. Când îți din belșug și poate n-ai lucrat tu pentru ele. Când crezi că ți se merită. Când crezi că le ai și le socotești ca rezultat al alergării tale, nu le bage în seamă. Nu bage în seamă harul lui Dumnezeu. Când îți lipsesc și apoi Dumnezeu îți trimite, poate cu porția,
poate o felie, poate o bucată numai, dar te ține cu viață. Te face să te prușteri în genunchi înaintea lui Dumnezeu și să-i mulțumești lui Dumnezeu. Să fii slăvit Dumnezeu, dar pe Dumnezeu. Vreau să citesc cuvântul Domnului pe care Dumnezeu l-a spus evreilor. Evreii au intrat în țara Canaanului. Au trecut prin pustie 40 de ani. Cei ce au ieșit din Egipt au pierit în pustie. Copiilor au intrat în țara Canaanului. Și Dumnezeu le spune prin Moise lucrurile pe care vreau să le accentuez și în ce privește relația noastră de dependență cu Dumnezeu. Deuteronom, capitolul 8. Începem cu versetul 10. Când vei mânca și te vei sătura. Și asta este vis-a-vis de ceea ce privești în cămara ta, în hambarul tău, în ograda ta, în casa ta. Că suntem la sfârșit de toamnă și le-am strâns toate și Dumnezeu ne-a binecuvântat. Zice cuvântul lui Dumnezeu, când vei mânca și te vei sătura, să binecuvintezi pe Domnul Dumnezeul tău pentru țara bună pe care ți-a dat-o. Vezi să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău până acolo, încât să nu păzești poruncile, rânduielile și legile Lui pe care ți le dau azi. Când vei mânca și te vei sătura, când vei zidi și vei locui case frumoase, când vei vedea mulțindu-se cirezele de boi și turmele de oi, mărindu-ți-se argintul și aurul, crescându-ți tot ce ai, ia seama să nu ți se umple inima de mândrie și să nu uiți pe Dumnezeul tău, care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei, care te-a dus în acea pustie mare și grozavă, unde erau șerpi înfocați și scorpion, în locuri uscate și fără apă, care a făcut să țâșnească apă din stânca cea tare. Ți-a dat să mănânci în pustie mana cea necunoscută de părinții tăi ca să te smerească și să te încerce și să-ți facă bine apoi. Vezi să nu zici în inima ta, tăria mea, puterea mâinii mele mi-au câștigat aceste bogății și adu-ți aminte de Domnul Dumnezeul tău, că El îți va da putere să le câștigi, să întărească legământul încheiat cu părinții voștri prin jurământ pe care îl faci astăzi. Învățăm astăzi că rămâne independenți de Dumnezeu. Cu tot ce ai, cu tot ce nume, și cu plusuri și cu minusuri. Privim înspre Dumnezeu și mulțumim pentru că Dumnezeu cu mâna Lui ne-a binecuvântat în toate. Și El s-a asigurat din pricina legământului că ne va purta de grijă. Slăviți să fie numele Domnului. Apoi mulțumim, frați și surori, în circuitul, în parcursul vieții, în călătoria pe care o facem, în experiențele pe care le-am avut în viață, experiențe spirituale, care au afectat poate și trupul nostru și a afectat și sufletul nostru. Desiori, în nebuniile noastre, provocându-ne noi înșine rău și lăsând prin aceasta ca Dumnezeu să ne corecteze, să ne iasă înainte. Ei, în toate acestea, Dumnezeu nu a făcut altceva decât să ne facă să ne ridicăm iarăși privire în sus și să căutăm ajutorul Lui. Frații mei, pentru că suntem aici, în casa Domnului. Pentru că prin toate și peste toate, că ați fost pe la spitale, Dumnezeu v-a adus iarăși. Că ați fost în strâmtorări, Dumnezeu v-a scos de acolo. Că ați fost încercați într-un fel sau altul, Dumnezeu s-a arătat credincios. S-a rămas cu noi slăviți să fie numele. E un motiv să venim cu mulțumire înaintea Domnului. Dumnezeu a trecut dincolo de nebunile noastre și de stricăciunea inimii deseori, de fiul acela pierdut care mânca roșcove și a zis, te aștept acasă. Amin. Te primesc iarăși în brațele mele. Am trecut prin experiențele acestea. A noastră este experiența leprosului, care a fost vindecat de cuvântul Domnului și ne-am întors și ne întoarcem să zicem, Doamne, îți mulțumim. Amin. Îți mulțumim. Amin. Dumnezeu ne-a ispăvit de lepra păcatului. Dumnezeu ne-a curățit pe dinăuntru și pe din afară. Dumnezeu ne-a vindecat mintea și inima și ne aduce mulțumire. Psalmul 107. Vreau să citesc în sensul acesta. De la versetul 17. Nebunii, adică oameni care s-au bizuit pe înțelepciunea lor omenească, firească, și-au uitat de Dumnezeu și-au făcut ce au vrut. Nebunii, prin purtarea lor vinovată și prin nelegiuirea lor, ajunseseră nenorociți. Sufletul lor se dezgustase de orice hrană, erau lângă porțile morții.
Atunci înstrâmbtorarea lor au strigat către Domnul, El i-a izbăvit din necazurile lor, a trimis cuvântul Său, i-a tămăduit, i-a scăpat de groapă. O, iar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor Săi, aducă jertfe de mulțumire și să vestească lucrările Lui cu strigăte de bucurie. Frații mei, stăm astăzi în casa Domnului. Privind în urmă în viața noastră, recunoaștem că n-avem merite prin care să câștigăm favoarea Lui Dumnezeu. Totul este prin Harul Lui Dumnezeu. Dar peste toate și prin toate mâna Domnului a fost cu noi. Ne-a izbăvit și ne-a adus aici să ne închinăm și să zicem, Doamne, cu strigăte de bucurie și aduci mulțumire. Ne-ai vindecat de nebunile noastre. Ne-ai vindecat de rătăcirile noastre. Ne-ai vindecat de scăpările în stânga sau în dreapta. Ne-ai dus iarăși în casa Ta. Ne-ai izbăvit de la moarte. Doamne, îți mulțumim. Dumnezeu să fie slăvit în toate. Și apoi, frații mei, un ultim gând. 2 Corinteni, capitolul 2, versetul 14. Valabil pentru fiecare zi a vieții noastre. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă întotdeauna în carul Lui de biruință în Hristos Iisus. Amin. Așa mă liniștește cuvântul acesta. Ce bine este să crezi pe Dumnezeu pe cuvânt. Amin. În fiecare dimineață când deschidem ochii. Și noi credem că e o normalitate să ne vedem soarele iarăși luminând pe bota cerului. În fiecare zi când punem piciorul jos și ne ridicăm din așternutul nostru și ne începem alergarea. Fiecare început pe care îl facem, Dumnezeu să se prezinte în inima mea și să-mi spună iarăși. Și vine la tine, tânăr sau bătrân, și să spună iarăși. Nu vrei să facem și astăzi o călătorie împreună? Nu vrei să vii alături de mine în carul meu? E carul de biruință. Eu știu prin ce vei trece astăzi. Eu știu ce vei întâmpina ziua de astăzi și ziua de mâine și restul vieții tale. Nu vrei să stai aici lângă mine? În carul de biruință. Și când stai lângă Dumnezeu, din pricina Domnului Iisus Hristos îți face Dumnezeu favoarea aceasta. Când stai înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu, prin toată bolta cerească, să te poarte pe tine, omuritor, și să-ți arate că tot ce are El mai scump în cerul îți dă ție, îți pregătește pentru tine. Împărăția Lui slăvită, binecuvântat să fie numele Domnului. În fiecare zi să stai cu Dumnezeu în carul Lui de biruință și să privești toate lucrurile ca având Dumnezeu control peste ele. Slăvit să fie numele Domnului. Și apoi spune cartea Evreilor, apostolul Pavel, pentru că am căpătat o împărăție care nu se poate clătina. Toate semnatele, guvernele tremură, mă schimbă, nu mă schimbă, președinții tremură pe scaunul lor, mai rămân, nu mai rămân. Am căpătat o împărăție care nu se poate plătina. Să ne arătăm mulțumitori în inima noastră. Și să aducem mulțumiri lui Dumnezeu rodul buzelor noastre. Slăvit să fie numele Domnului. Mulțumim lui Dumnezeu pentru toate darurile. Amin. Amin. Îți mulțumesc, îți mulțumesc, Iisus iubita mea. Te proslăvesc, te preamăresc, cât ești de bun, de-ai minunat, aleluia. Îți mulțumesc,
Gata să vă jertfiți, să veniți după masă la adunare. Ăsta nu e mare jertfă. E importantă, foarte importantă, dar nu e greu de îndeplinit. Dar partea a doua spunea, pentru Domnul Iisus chiar să și murim. Asta e mare. Să-ți dai viața pentru Hristos. Domnul să ne ajute pe toți să ne legăm inima de cer. Și nimic să nu ne despartă de Dumnezeu. Amin. În 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 18, s-a mai citit versetul acesta astăzi și vreau să încă o dată să-l citim și să-l întipărim în inima și mintea noastră. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Și asta înseamnă și pentru câștig și pentru eșec. Și pentru sănătate și pentru vremea când ești în spital. Și pentru zile senine și pentru zile cu nori și cu încercare. Pentru că s-a spus astăzi aici, avem un Dumnezeu care a promis și întotdeauna se ține de cuvânt. El este cu noi în toate zilele. Și prin toate situațiile vieții, El ne călăuzește slăvit să fie Dumnezeu. M-am uitat la ceea ce spune Pavel lui Timotei. În 1 Timotei, capitolul 6, de la versetul 6. Negreșit Evlavia. Adică noi am putea să spunem că suntem oameni evlavioși, cu frică de Dumnezeu. Oameni care acceptăm voia lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu, ascultăm de Dumnezeu, suntem evlavioși. Dar aici Duhul Sfânt a dictat așa. Evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig. E importantă mulțumirea. Amin. Foarte important. Și în viața noastră privată, în familiile noastre, în casele noastre, acolo unde este mulțumire, este pace, este liniște, așa? Unde nu e mulțumire, e mai mult cârtire decât mulțumire. Familia aceea este trasă din toate părțile la ruptură, la dezbinare. Pentru că este nemulțumire. Evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig. Căci noi n-am adus nimic în lume. Deci am venit cu mâinile goale, fraților. Și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Vă dau o veste proastă după Biblie. O să plecăm de aici tot cu mâinile.
nimeni nu duce nimic. Să spui, am venit cu mâinile goale, că era normal să fie așa când m-am născut. Dar după 70-80 de ani de trudă, măcar să mă duc cu ceva dincolo. Și totuși dincolo ducem, noi și Pavel spunea aici, și se referea la lucrurile acestea pământești, la lucrurile materiale. Dar fiecare dintre noi ducem caracterul nostru, frați și surori. Trăirea noastră, faptele noastre bune ne urmează. A venit îngerul și a spus lui Corneliu, rugăciunile și milosteniile tale au ajuns la Dumnezeu. Are să duc încolo, frați și surori. Copiii noștri pe care noi îi ajutăm, ne cheltuim, se fac sacrificii, ați văzut și la cântare și la orice, îi ducem cu noi dincolo. E cea mai bună investiție în copii. Dacă reușim să creștem copiii și nepoții în frică de Dumnezeu, să dobândească și ei mântuirea și viața veșnică, ăsta e marele câștig. Căci în ceea ce privesc lucrurile materiale, spunea Pavel, cu mâinile goale am venit și după 10 de ani de zile ne vom întoarce cu mâinile goale. Și ascultați concluzia pe care o citim din versetul 8. Dacă avem dar, cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. De aici se pornește totul, frașul. Depinde ce obiective spui. Dacă ți-ai propus să fii milionar în euro, tu nu te încadrezi pe versetul acesta. Îl citesc pe următorul, imediat. Deci, dacă noi trăim pentru Domnul, pentru împărăția Lui, să ne calificăm să avem viața veșnică Raiului, în împărăția Lui, Pavel scrie altă dată, privirile voastre să fie îndreptate în sus. Nu vă uitați la lucrurile de pe pământ. Încercați să vă ațintiți privirile spre ceruri, că voi acolo vă duceți ca și copii ai Lui Dumnezeu. Dacă suntem oameni mulțumitori și putem să-i mulțumim lui Dumnezeu căci avem hrană, căci avem îmbrăcăminte, sunt lucrurile esențiale pentru viață. Dacă suntem mulțumitori în aceste lucruri și ar trebui să fim, ca aici cuvântul Domnului spune, dacă avem mâncare și îmbrăcăminte, nici ajuns. Și cred că aproape toți de aici avem peste limita aceasta. Și atunci putem să venim mai mult în mulțumire lui Dumnezeu, să spunem, Doamne, avem mai mult decât minimul. Dacă citim în Evanghelia după Matei, din capitolul 6, pe la versetul 33, și acolo cuvântul lui Dumnezeu ne spune, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri, mâncarea și îmbrăcămintea și apa vi se vor da pe deasupra. Scopul nostru este să căutăm împărăția lui Dumnezeu, să fim vremi să intrăm acolo când va veni Hristos Domnul și Dumnezeu să ne ajute. Haideți să citim și ceea ce urmăresc oamenii lumii acestea, aceea parte, așa cum am spus, cei ce vor să se îmbogățească. Versetul 9, 1 Timotei 6 cu 9. Dimpotrivă, ca în ispită, în laț și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare care cufundă pe oamenii în prăpăt și pierzare. E periculos. Bani la toți ne trebuie. Și Dumnezeu să vă dea cât de mulți bani la toți. Că nu-i un păcat. Aici spune iubirea de bani. Că așa citim mai departe versetul 10. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Adică să nu vezi în fața ochilor numai bani și bani și bani și bani. Hai de la casa Domnului, pierd niște bani, nu poți să fie.
Hai să mergem într-o misiune. Nu se poate, că acolo consum bani, pe motorină. Totul e bani, totul se raportează la bani. Hai să facem o întrajutorare, să, cum să-mi dau din banii mei. Știți? Bani. Oricum iubește bani. Și stă tot mâna pe buzunar. Și spunea frații, să am ei bani. Eu am lucrat cu mâinile acestea, am făcut bani, să muncească și el să... Și oamenii au teorie. Versetul 11. Iar tu, om al lui Dumnezeu, tu ești omul lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri, adică de dorința de îmbogățire, de iubirea de bani. Și caută altceva, că toți caută ceva, frați și surori. Unii umblă după bani și dorința de îmbogățire, spune cuvântul aici. Dar tu, ca om al lui Dumnezeu, caută neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea. Luptă de lupta cea bună a credinței. Apucă viața veșnică la care ai fost chemat. Asta ne dorim cu toți, frați și surori. Ăsta e finalul nostru. Viața veșnică de împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Mă întorc în textul care l-am citit. Și aici îmi place mult ceea ce spune Pavel. El spune, voi ați avut de gând să faceți o dărnicie, să faceți o binefacere, dar v-a lipsit prilejul, spune el aici. Haideți să citim de la versetul 10, Filipeni 4:10. Am avut o mare bucurie, Domnul, că în sfârșit ați putut să vă înnoiți iarăși simțămintele voastre față de mine. V-ați gândit la mine că am nevoie să fiu ajutat. V-ați înnoit simțămintele acestea față de mine. Vă gândeați voi la așa ceva, dar vă lipsea prilejul. Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele. Și el spune așa, căci m-am deprins, m-am obișnuit, m-am învățat, m-am disciplinat, asta înseamnă m-am deprins, să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Fraților, dacă putem îndeplini jumătatea aceasta de verset, noi vom avea pace în inimă, pace în casă. Știți de la ce cele mai multe certuri și dezbineri în familie? N-ajung bani. Nemulțumire. Nu mai îmi place bărbatul. Nu mai corespunde vederea. Nu mai sunt mulțumit de părinți. Mă duc. Zice Pavel, eu m-am deprins, m-am învățat, m-am obișnuit, m-am disciplinat. Eu sunt mulțumit în starea în care mă găsesc. Despre ce stări vorbește Pavel aici? Și ascultați, știu să trăiesc merit. Asta e mare binecuvântare, să știi să trăiești smerit. Nu toți pot să trăiască smerit. Dar spune Pavel mai departe, știu să trăiesc și în belșug. Credeți că eu n-am fost în belșug, dar am fost în belșug. Și am trăit în belșug, dar știu și smerit. În totul și pretutindeni m-am deprins. Încă o dată spune, să fiu sătul. Și frământ. M-am obișnuit, n-am nicio problemă. Dacă sătul, mulțumesc Domnului, dacă frământ, mulțumesc Domnului. Amin. Un pic mai greu e zis asta. Noi ne-am deprins să fim sătuli în generația noastră. Și ne-am învățat noi, că am avut eu. Să ne păzească Dumnezeu de o foame. Auzeam ieri, spunea cineva despre ucrainieni, că prin anii 30, 30 și ceva, spune, au fost niște valuri de foame în Ucraina. Incredibil. Și că domnul Stalin i-a confiscat absolut tot, de nu mai avut ce să mânce. Și-au murit oamenii de foame, fraților. Nu că nu au avut ce mânca și au început să slăbească. Mureau oamenii de foame. Eu m-am mirat când am
Mă, dar ce inimă, ce minte poți să ai tu ca și un lider să iei de la gura oamenilor care au avut familii, copii, să iei tu tot să le iei să moară de foame? Ăștia sunt oamenii noștri, frate. Să ne păzească Dumnezeu. E vremuri de felul acesta, dar cred că trebuie să ne obișnuim, măcar la nivelul minții, să nu cătim. Că s-ar putea să ne aducă Dumnezeu și pe acolo. Zice Pavel, pretutindeni m-am deprins să fiu sătur și flămând, să fiu în belșug și să fiu în lipsă. M-am obișnuit să fiu și în lipsă, nu numai în belșug. Și zice el, știu să trăiesc smerit, pentru că pot totul în Hristos. Aici ai secretul. Că am putea să punem întrebări. Cum ai reușit tu, Pavel, de lucrul acesta? Că și tu ai fost om ca nu. Zice, pot totul în Hristos care mă întărește. Că Dumnezeu ne întărește prin toate lucrurile să mergem înainte slăbit să fie Dumnezeu. S-a vorbit, e două, s-a făcut referire astăzi la cei 10 leproși din Luca 17. Și vreau să aduc și eu înaintea dumneavoastră lucrul acesta și să spun câteva cuvinte. Cei 10 leproși au stat departe, spune cuvântul lui Dumnezeu, și au strigat spre Iisus. Când i-a văzut Iisus, le-a spus, duceți-vă și arătați-vă preoții. Nu le-a făcut ungere, nu și-au pus mâinile peste ei, a fost un alt fel de intervenție dumnezeiască. Și cuvântul Domnului spune, pe când se duceau, a fost curățiți. Versetul 14. Și apoi la 15 spune, unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors, slăvim pe Dumnezeu cu glas tare. S-a aruncat cu fața la pământ, la picioarele lui Iisus. Și ea mulțumit, pentru că vorbim de mulțumire. Și ca să înțelege mai bine, spune, el era samaritean, era dintre neam, nu era din poporul. Un samaritean, unul dintre neamuri care erau considerați curcați, s-a văzut curățit, probabil a avut o discuție cu ceilalți nouă și a spus, măi, noi ne-am vindecat toți aici. La ceea ce ne-a spus Hristos Domnul. N-ar fi bine să ne întoarcem. Eu nu scrie Biblia ceea ce vă spun eu, dar 100%. Ăla nu a făcut stânga împrejur și să vină fără să vorbească. Păi aia s-a văzut curățit, băi, noi ne ducem la familie, n-am fugit la familie, n-am avut voie să intrăm în societate, ne vedem de viața noastră, măcar de acum înainte. Și Iisus ia cuvântul și spune, oare n-au fost curățiți toți cei 10? Dar ceilalți 9 unde sunt? Dar le-au plătit Domnul și le-au spus, vedeți de cum va vă vindecați pe drum. Să vă întoarceți înapoi la mulțumire, le-au zis? Nu le-au zis. O să vindecare vreți? Vindecare vreți prin. Și aici vedem atitudinea oamenii. Domnul s-a mirat și a spus, nu au fost vindecați toți, ba da, dar ceilalți 9 unde sunt? Cum se poate doar 10%, 1% din 100, din 10, 10% din 100 să vină la mulțumire? Cei mai mulți nu sunt la mulțumire. Zice, nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu? Și uitați-vă ultimul verset, versetul 19. Ce-a câștigat omul acesta că s-a întors și a venit cu mulțumire? Asta nu mai aduce. Deci oamenii indecis, v-am spus și în vremea noastră, sunt oameni care au venit necredincioși la ungere cu un devin. Dumnezeu a vindecat de cancer. Și oamenii aceia când s-au văzut vindecați, deși au spus, dacă Dumnezeu ne vindecă, că suntem în metastază, nu mai avem nicio șansă din partea oamenilor, noi ne pocăim.
S-au venit oamenii și văd ce sunt văzut vindecați, omul și-a făcut analizele, perfect, sănătos, nicio celulă canceroasă. Exact ca și ăștia. Apoi a zis, scoală-te și pleacă, credința ta te-a mântuit. Și ăsta e mare de câștig, mântuirea ta. Slăvit să fie Dumnezeu. Deși dacă citim în Levitic capitolul 7, de la versetul 28, două versete, Domnul a vorbit la lui Moise și i-a zis, vorbește copiilor lui Israel și spune-le, cine va aduce Domnului jertfa lui de mulțumire. Deci fiecare trebuie dintre noi să avem o jertfă de mulțumire față. Noi nu putem să mergem ca și comunitate, să-i aducem mulțumire în adunare și e bine, că și eu fac parte din adunare. Tu personal poți să vii cu jertfa de mulțumire. Trebuie toți să venim. Zice, să aducă Domnului darul lui de mulțumire. Să aducă Domnului darul lui de mulțumire. Luat din jertfa lui de mulțumire. Să aducă cu mâinile lui, versetul 30. Deci suntem chemați cu toți din adunare, frați și surori, să fim mulțumitori lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Vă mai aduc două versete din Eclesiastru, capitolul 5, versetul 19. Să vedeți ce spune înțeleptul Solomon care a cercetat toate lucrurile. Zice că noi vorbim de partea materială, că suntem binecuvântați, nu ducem lipsă, ne-s toate pline, avem o mare binecuvântare din partea Domnului. Și aici spune Eclesiastul. Dar dacă a dat Dumnezeu cuiva avere și bogății și i-a îngăduit să mănânce din ele, să-și ia partea lui din ele, cum adică partea lui? Dar nu-i totul a lui. Domnul are și el partea lui. Asta o anticipa fratele Gabriel. Domnul ne dă, dar are și el partea lui de aici. Și nouă ne îngăduie să ne luăm partea noastră din el. Și să se bucure în mijlocul muncii lui, aceasta este un dar de la Dumnezeu. Ați primit toți darul acesta. Slăvit să fie Dumnezeu. Dar citești o altă variantă. Ar mai putea fi și altă variantă. Dar nu vorbim de sărăcie, s-ar putea să n-ai. S-ar putea să ai și să nu te primi. Asta e mai rău. Și mai departe el spune capitolul 6 de la versetul 1. Este un râu pe care l-am văzut sub soare și care se întâlnește des între oameni. Asta e cercetarea care s-a făcut. Versetul 2. Este de pildă un om, și eu foarte mult m-am mirat când am citit versetul acesta. Foarte tare m-am mirat. Deci este de pildă un om căruia i-a dat Dumnezeu avere, bogății, slavă, așa că nu-i lipsește nimic din ce-i dorește sufletul. E ceva incredibil. Trece și-o dorit omul acesta, Dumnezeu a spus, îți dorești asta, da, poftim. Aș mai vrea, poftim și asta. Ce-ți mai dorește sufletul? Aș vrea și poftim. Și ascultați mai departe. Dar Dumnezeu nu lasă să se bucure de ele, ci un străin se bucură de ele. Și concluzia lui Solomon spune, acesta este o deșertăciune și un rău mare. Dar el a zis că e des între oameni lucrul acesta. Ați văzut bogați miliardari ai României, nu vreau să vă dau niciun nume. Miliardarii meu. Care au murit de cancer și cum o fi ținut ăștia de conturi. Și zice Solomon, e un rău mare, după ce are atâta, nu se poate lucra.
De-aia trebuie să fim noi mulțumitori și bucuroși și cu inimă deschisă spre Dumnezeu, că Dumnezeu ne-o binecuvânta și ne lasă să ne bucurăm de ele, să avem satisfacție în familie, în case, în biserică. Asta e mare binecuvântare. Slăvit să fie Dumnezeu. Amin.